Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Portal SM Live. Începem o nouă serie de emisiuni, de data asta după campania electorală, pentru că nu am ajuns în stadiul acela de moderator în care pot să vorbesc singur o oră întreagă și să trag toate concluziile din lume. A trebuit să caut o persoană care să ne ajute să punctăm anumite lucruri și am făcut un studiu de piață, să-i zic, m-am gândit la o serie de persoane. Mi-a trebuit o persoană care să fi fost, mă rog, să fi făcut politică, să cunoască lumea politică, să fi fost într-un partid, să cunoască cum funcționează lucrurile în interior, să fie și independentă în același timp și să fie conectată la lumea, la viața politică. Și mi-a venit în minte în această conjunctură doamna Marcela Papici, căreia îi spun bună seara, bine Bună ați seara! revenit în studioul nostru. Mulțumesc frumos de invitație și mă onorează faptul că ați ajuns la concluzia că eu aș fi persoana respectivă. Repet, am studiat și nu știu dacă este altcineva mai în măsură care să nu mai facă astăzi politica vreunui partid. Așteptăm și persoana respectivă în Vă studio. spun după emisiune. Da? Acum, în timp ce făceați prezentarea, mi-a venit în minte un nume. Da, după emisiune, poate o următoare emisiune de analiză. Următoare, probabil. Vă reamintesc, dacă nu ați făcut-o deja, să dați follow paginii Portal SM. Vă alăturați astfel comunității noastre de peste 110.000 de persoane care sunt la curent cu cele mai importante știri din Satu Mare. Alegerile găsiți la noi grafice cu rezultatele alegerilor și cred că cele mai importante informații. Începem prin a prezenta rezultatele. Eu zic să luăm candidații și să discutăm punctual despre fiecare. De acord. Aș vrea să ne spuneți, sau mă rog, să descifrăm oarecum ce a fost bine la campanie, ce n-a fost bine, ce a făcut bine fiecare candidat, ce n-a făcut bine, cine a fost surpriza campaniei, de la cine se putea mai mult, cine au fost cei care au dezamăgit oarecum, să spun așa. Nu mai este o surpriză faptul că a câștigat domnul Kereșkeni Gabor, însă cred că scorul pe care l-a luat este mult mai mare decât l-au anticipat mulți. A obținut 18.869 de voturi, ceea ce înseamnă 51,94 de voturi, cu 2.300 de voturi mai mult decât partidul. Cum vedeți dumneavoastră acest rezultat? Când ați spus că nu s-au așteptat mulți, care să ia mulți care nu s-au așteptat? Pentru că munca lor în toată campania, cine a condus campania cu experiență politică și cu stat în rândul doi de foarte mulți ani, cu un partid ca UDMR-ul extrem de organizat, care își cunoaște extrem de bine electoratul, care știe să aplice măsurile ala Corazon, exact în momentele cheie, care știe vârfurile dintr-o campanie și cum să se adreseze și căile în care se pot adresa electoratului lor, pe mine nu mă miră deloc. Mă puteau și mai mult să facă. Da, totuși a făcut cel mai bun rezultat de după 90, Corect. peste Dar 50%. a Niciun fost primar n-a reușit. campania Da. cu cea mai mare mobilizare din partea UDMR-ului de când fac eu politică. Este pentru prima dată când eu am văzut un material electoral în limba română, editat în 59.000 de exemplare, acea scrisoare despre care s-a făcut foarte mult vorbire, are pe margini, că nu e niciun secret, ca și orice material electoral, partidul care Tirajul. îl face este obligat să treacă tirajul. Ei nu făceau 59.000 de exemplare dacă nu aveau de gând să le distribuie. Au distribuit 59.000 de scrisori, ceea ce nu e deloc puțin. Înseamnă că și, să zic așa, targetul lor era unul foarte mare. Iar din punctul meu de vedere, bătălia nu au dat-o pentru municipiu. Bătălia au dat-o pentru județ. Și s-au Da. mobilizat atât de puternic, pentru că 30% din bazinul electoral este în municipiu. Domnul primar Kereșkeni era pe un trend favorabil și el putea să stea liniștit să nu facă niciun fel de campanie și ieșea primar. Nu cu scorul ăsta e adevărat, dar aveau nevoie de voturi pentru votul politic. Votul Consiliul Local, votul Consiliul Județean,
și votul pentru președintele Consiliului Județean. Dar totuși el a obținut cu 2000 și ceva de voturi mai mult. Da, probabil. Eu deduc de aici că l-au votat foarte mulți români. Atâta vreme cât nu avem în față cifrele pe secții de votare, eu nu m-aș azarda în afirmații de genul acesta, pentru că se știe, de cele 74 de secții de votare, a trebuit făcut o analiză comparată cu alegerile de acum 4 ani. Se știe care sunt fiefurile unde votează electoratul maghiar și trebuie văzut acolo cum s-au distribuit voturile. Fără această analiză, eu nu pot să afirm că l-au votat români sau că au ieșit mai mulți maghiari la vot. Trebuie să recunoaștem totodată că dintre toți candidații, ei au fost cel mai bine pregătiți la nivel de comunicare, la nivel de mesaj politic, la nivel materiale. Și încă ceva. Știi că au avut broșură clară, exact ce au făcut. Deci au fost atât de bine pregătiți încât ei au fost pe locul întâi, locurile 2-7 erau libere și următorul era pe locul 8. Da? Cam atât de bine au fost pregătiți. Și cel mai important, au fost singurii care au făcut echipă. Da, au făcut... și pus mare accent pe echipă. Tot timpul au spus că au făcut echipă pentru că au știut că asta dă bine. Pentru că numărul 1 și numărul 2 dintr-un partid nu se iubesc niciodată. Deci asta este un... Asta spuneți din experiență? Da, din experiență, din a mea experiență și din tot ceea ce urmăresc că se întâmplă. Pentru că de obicei există tendința asta că numărul 2 vrea pe scaunul numărul 1 și atunci nu sunt foarte buni prieteni. Dar au făcut echipă. Da, bine, acum asta era așa, din exterior o presupunere, n-are nicio legătură cu... probabil poate să n-aibă nicio legătură cu cei acolo în interior, dar bravo lor pentru modul în care au știut să iasă ca și echipă. Modul în care au știut să semneze toate materialele electorale împreună, modul în care au făcut fotografiile de campanie împreună și modul în care au știut să-și împartă campania pe municipiu și pe județe. E adevărat, mai puțin Gabor Cărășcăni n-a ieșit foarte mult pe județ, dar aveau oarecum în același timp. Mergea domnul Potocki la Micula, de exemplu, și în același moment Gabor avea o altă acțiune locală sau ieșea cineva din echipă. Da, ieșea Gheorghe sau... Asta un alt lider de imagine, coerentă, da, foarte, bine foarte concertată și au tras toți în aceeași direcție. Da, și foarte bine. Da. Și dacă după trasul ăsta în aceeași direcție vor trage toți în aceeași direcție și să facă lucruri, peste 4 ani eu o să fiu prima care o să pun votul pe ei. Să facă treabă. Despre asta este vorba. Adică când te investesc 18.000 de oameni cu încrederea lor, că până la urmă asta este și nu contează că sunt român sau maghiar, contează că sunt sătmăreni, pentru că niciunul dintre ei 18.000 nu își doresc să trăiască într-un oraș murdar sau rămas în urmă. Nu? Dacă au văzut în el omul care poate să facă din orașul acesta orașul în care doresc să locuiască, foarte bine, eu n-am decât să îi respect și să îmi doresc să aibă dreptate. Locul 2, Radu Panaitu, SR Plus, 6.036 de voturi, 16,61%, iar la nivelul Consiliului Local, 4.913 voturi. Adică Radu Panaitu a luat cu 1.000 și ceva de voturi mai mult decât Alianța SR Plus. Dar e important de comparat cu votul politic, care este votul de la Consiliul Județean, de la consilieri. 7.072. Ăla este relevant. Da. Pentru că acolo se vede trendul. A, nu, 7.072 la nivel de județ pardon, corect. Pardon, da. Da. Acolo da. Se vede trendul. Ăla este un vot care arată procentul pe care se sitează la nivel național partidul. Pentru că cei care au votat pentru Consiliul Județean, o parte sunt din municipiu, o parte sunt din județ. Da? Nu poți să le separi și domnul Panait a avut el o campanie destul de bună, prea mult puțin din punctul meu de vedere bazată pe online, dar se știe că face parte dintr-o formațiune care s-a lansat și a câștigat multe pe online, așa că nu ne miră, ăsta e trendul. Și cred că lumea l-a votat pentru faptul că spera că poate să reprezinte o alternativă, om nou, neimplicat în politică, antreprenor, vine cu forțe proaspete, avea și o echipă
nu suficient exploatată, un pic prea mult s-a pus accentul numai pe el, din punctul meu de și drept dovadă au intrat de fapt consilierii, da? Și, mă rog, ocupa locul întâi, nu știu dacă va rămâne sau nu va rămâne consilier. Eu am înțeles că, de fapt, planurile dânsului sunt să meargă la următoarele alegeri și atunci mă gândesc că se va retrage. Dar o campanie așa cum ne-a obișnuit USR Plus. A fost o surpriză sau nu a fost? Pentru mine, da. În sensul că nu, dacă ar fi fost să spun cifre, câte voturi lua, nu mă gândeam că ia atâtea voturi. Adică mă gândeam că ia vreo 3.000 de voturi. Da? O să vă arăt după emisiune, avem aici trecut, mă rog, estimările mai multor politicieni și pe estimarea mea, Radu Panaite pe locul 2. Da? Super. Și din punctul meu de vedere urma să fie pe locul 2. Da. Dar nu m-am gândit că o să ia atât de multe voturi. De la următorii n-am greșit foarte mult. Eu îi puneam pe toți acolo. 3.000, maxim 4.000, cu multă, multă indulgență. Da, vreau să mai fac o precizare. Am un alt motiv pentru care am invitat-o pe doamna Marcela Papici a fost că am fost destul de sigur că va fi foarte critică la adresa lor și nu îi va trata așa, nu îi va lua cu oarecare, cum să spun, reținere. Da, dar până la urmă, orice fel de campanie electorală este o încercare, evident, din care înveți. Și dacă tot ceea ce spun oamenii din jur, trebuie să iei de acolo doar partea care te interesează și care te va ajuta la campania următoare. Eu nu mă gândesc că USR o să dispară. Nu, vin alegeri, în 2 luni avem din nou alegeri. Ceea ce spun eu, dacă e ceva interesant și pentru ei vor lua și vor aplica, dacă nu, nu. Pentru că mai e un aspect, n-au făcut echipă deloc. Aia, percepția mea, da? Județul care, cu municipiu. Da, da, om care da. Stau acasă și mă uit pe Facebook, citesc ziarele, sunt destul de conectată, ies în lume, văd. Nu mi s-a părut că ar fi lucrat împreună. Pentru că un președinte de municipiu, că presupun că Radu Panait este președintele municipiu. Da, mă rog, așa se... La județ, eu, da. E la județ? Da, la județ, la USR și... A, dincolo este la județ, plus, da. În alianță, da. Ok, au intrat în alianță. Dacă tot s-au făcut alianța asta, eu înțeleg că atunci am trăit experiența alianțelor. N-ai cum să te iubești cu ăla cu care ești în alianță dacă nu-l iubești că îți vine. La modul pentru sincer, că îți da. Spune șeful de partid, hai să ne iubim, nu îți vine. Dar dacă tot au intrat în alianța asta și lumea, electoratul, că până la urmă contează cum te percepe electoratul. Și vreau să fie percepuți ca o alianță, că legea nu degeaba îi pedepsește cu 7% prag electoral atunci când vorbim despre alianță, cred că trebuiau să iasă puțin mai mult împreună. Radu Panait a avut și o problemă de notorietate. Adică nu l-a, chiar și el a recunoscut la un moment dat că înainte de campanie nu prea-l cunoștea lumea. A fost, pe urmă, prezent, foarte prezent în mediul online, inclusiv pe YouTube, pe rețelele sociale, pe toate site-urile de știri. Și ceilalți candidați spuneau că e agresiv. Își face o campanie agresivă. Vi s-a părut că ar fi fost agresiv? Nu. No. A fost acuzat de campanie agresivă de cei la care le-au dat câteodată câte un fior pe șira spinării, să fim serioși, care agresivitate? Agresivitate, adică... în sensul că nu mai scap de el, te uiți peste tot, deschizi YouTube-ul, deschizi... Foarte bine, asta înseamnă să stăpânești mediul online și să-l folosești, sunt niște instrumente care îți la îndemână oricui, campanie. Dacă nu te pricepi să le folosești. Nu înseamnă că ălalalt e agresiv. De fapt, se și vede numărul de voturi. Cei care l-au criticat sunt mult de desubt. Dar și cine l-au criticat? Locul 5, 6, 7, 10? Ar trebui să învețe de la el. Câtă vreme a încheiat cu un număr de voturi mai mare, ar trebui să învețe de la el. Dom'le, așa se face. Pe de altă parte, probabil l-a și ajutat faptul că n-a avut notorietate, că a putut să-și o construiască cum a vrut el. În politică, cred că niciodată nu te ajută faptul că n-ai notorietate. În politica... îmi comenta cineva aseară old school. Sunt niște cutume care se respectă și în general partidele în interior fac niște măsurători. Și în urma măsurătorilor iese un om mai bine cotat. Adică dacă întrebi 100 de oameni, el cunoaște pe XYZ. Da? Cel care primește cel mai mult, măcar am auzit de obicei, el intră în cursa pentru candidatură. Da. Dar
Dar eu cred că ei au avut o altă temă. Nu știu în ce măsură domnul Panait și-a dorit foarte tare din primul moment candidatura asta. Pentru că mie mi s-a părut că a pornit cu motoarele foarte puțin turate la început, foarte cu mițel, timid când și-a depus candidatura. Am văzut pozele cu puțini oameni. Echipa i-a crescut pe măsură ce campania se derula. Eu vedeam tot mai mulți oameni în jur și mai mulți susținători și mai multe voci care îi luau apărarea și vorbeau de bine despre el, influenceri, da, care aveau activitate în mediul online. Și asta e bine. Și, repet, nu știu cât de mult și-a dorit. Dar dacă a intrat în horă, pentru că, aduceți-vă aminte, la început se spunea că este, de fapt, o să folosesc o expresie urâtă, dar, mă rog, săgeata altora și care au pus acolo să candideze numai ca să rupă voturi de pe partea, mă rog, din voturile românilor. Nu prea cred Nici că. eu nu cred și n-am crezut asta niciodată, pentru că nu mi s-a părut și cu cel puțin cu unul dintre consilierii de acolo de pe listă, e o relație foarte bună și foarte veche și o relație de prietenie și de respect reciproc și ce să zic, genul de relație care să mai să mă determine să pun și ștampilă, fără niciun fel de rețineri și de emoții, pentru că știu ce fel de calitate are omul respectiv. Și am mai povestit cu el. Și la un moment dat, la începutul campaniei, a avut o intervenție de pe o pagină sponsorizată în care spunea că Sătmăren, dacă vă doriți să fiți să cunoașteți cum se cheltuie bugetul și așa, și am comentat public. Cine dorește să știe cum se cheltuie bugetul, nu trebuie decât să intre pe pagina primăriei, că toate informațiile sunt acolo. Adică dacă voi umblați după votul meu, nu jigniți inteligența. Da, Da? da. Și cu cele mai bune intenții m-am gândit dacă învață bine, dacă nu, asta e. Eu mi-am făcut datoria de cetățean să spun, atenție, cine te sfătuiește? Pentru că nu el, acolo era o echipă care lucra. Nu te sfătuiește neapărat foarte bine. A, și când am început eu să devin foarte atentă, a fost la un moment dat în campanie, domnul Gheorghe Budca, de altfel din nou, un domn pe care îl respect și cu care mă înțeleg bine, cu care am avut clinciurile noastre și în mod categoric o să avem din nou că asta este. A avut la un moment dat o poză chiar haioasă, o postare pe pagina personală în care îl ironiza pe domnul Da, cu Panait cartea, cu cu cartea, cititul, da, cu cititul. da. Eu atunci am devenit foarte atentă. Eu am gândit dacă s-a ajuns aici, probabil că au făcut ei niște măsurători și au luat ei pulsul electoratului și se pare că îl văd un competitor. Și mie mi s-a părut că partea udemeristă a fost mai atentă la A fost Panait singurul decât la la care a fost. ceilalți. A fost singurul Exact, la care a fost exact, atent. exact. Că rest nu i-a interesat serialul cu multe episoade. Domnul Albu, nici atât, ce să intereseze la domnul Albu. Da. Ajungem și acolo. Dorel Coica, PSD, 4500 de voturi, 12,46% și 4441 de voturi la Consiliul Local. Cam în linie, să spunem, cam 100 de voturi Scorul peste partidului. partid. Da. 100 de voturi Cum e ei. Poate să rezultatul? fie din voturi anulate sau din voturi din greșeală pusă Cum într-un vi se colț stabilat. pare rezultatul scos de, mai ales Predictibil. că a fost primar Nu și are nicio medic legătură. cunoscut și de Nu fapt are nicio ați legătură. lucrat cu el? Nu are nicio legătură. Din păcate, sunt în asentimentul foarte multor oameni care spun că nu era o variantă pentru orașul acesta. Deci, și cei care au intrat în cabina de vot și s-au gândit, sunt sătmărean, voi trăi în satul mare și de acum înainte, pe cine vreau primar, ce vreau să se întâmple cu orașul acesta, nu era dintre opțiuni. Acolo este vorba de cunoștințe și prieteni și oameni apropiați care... Eu am lucrat cu Doru și nu am ar fi culmea să-l dumnevăstoresc când chiar ne tutuim. E o latură a omului bun pe care eu am avut ocazia să o văd de foarte multe ori. Doru, dacă venea cineva la el cu o problemă de sănătate, absolut niciodată nu refuza pe Da, nimeni da. și se dădea peste cap să-i ajute și eu am văzut, urcându-se în mașină, el personal, pentru aproape un negru străin și a trecut campania, nu mai are relevanță ce spun, și l-a dus până la o graniță, și nu granița cu Ungaria,
la o altă graniță de unde urma să-l preia o altă ambulanță pe... Și a făcut efortul acesta pur și simplu pentru că așa a simțit și așa a vrut. Și asta este chemarea lui de medic, mă gândesc. Da, Ori asta e om, oamenii pe incontestabilă, care îi ajut pe partea asta, pe da. sănătate, nu te uite niciodată și merg alături de tine până în pânzele albe. Da, dar totuși el a venit așa, cam în ultim moment, să zicem, Și și a plus că a fost... salvat oarecum partidul. Eu n-am Era... prea înțeles mișcarea aia cu pro-România și plecatul și... Pentru că... Nu. Au fost și Da, avea scindările... oare PSD-ul alt candidat să pună, care Pe să din moment scoată, ce de l-au... exemplu, nu, vă întreb, ce părere aveți La dintre momentul ceilalți? la care l-au pus pe Doru, nu. De-aia că ei se pregăteau pentru alegeri de începând cu un an de zile măcar, nu? Și își pregăteau un candidat, pentru că să fim serios, sunt oameni valoroși în PSD, care puteau să facă mult peste scorul partidului, da? Călin Durlă. Era inspector, era puțin ocupat, dar nu putea să... și nu cred că dacă i s-ar fi propus atunci când era inspector să accepte să renunțe și să devină candidat și să înceapă să fie, mă rog, așa Da, cum trebuie să fie când... poate va fi viceprimar, înțeleg că din cei propuși de PSD, el ar fi o variantă. Și dacă ar fi așa, ar fi una extrem de bună. Pentru că este un tehnician de săvârșit și chiar face lucrurile cu foarte, foarte mult simț de răspundere. Nu știu dacă va accepta. Vedem, dar știu și de la inspectoratul școlar, tot Știți timpul cum... atent, era atent la detalii, bine informat, oricând, da. Din punctul meu de vedere, dacă acceptă, în 4 ani devine ce a fost alb acum. Dacă nu acceptă și rămâne în opoziție, în 4 ani poate să devină o voce demnă de ascultat, luat în seamă și votat. El va decide ce va face. Și pe Călin nu-l văd, domnul yes-man, nimănui care să vină să-i zică cineva, te duci și devii viceprimar pentru că asta spune noi partidul. Adrian Albu, PNL, 3.700 de voturi, 10,27%, iar la Consiliul Local 5.877 de voturi. Ne-a fost cântecul de lebădă, domnului Cu Albu, candidatura aceasta. 2.000 de voturi sub partid, deja i s-a cerut demisia în mod Am public. văzut, da, de către un consilier și de către... Nu știu, fost consilier sau consilier, nu le Păi cunosc lista, este domnul Pop. este pe lista veche. A, pe lista Își veche, încheie deci acum mandatul, își nu, încheie pentru mandatul și nu, că nu l-am întreb, văzut nici eu, dar nu la țin dumneavoastră minte. am citit o știre, un consilier îi cere și făceam așa un efort de memorie, nu țin minte să-l fi văzut în pozițiile eligibile pe domnul Pop, n-a fost Nu niciodată este, nu comod, nu este. cred că l-au pus, Nu, deși nu, nu. pierd, că din nou era un om care spunea lucrurilor pe nume. Da, nu știu Câteodată de asta ce deranjează, da. de ce avem noi tendința asta de a-i mazili tocmai pe acești Am citit oameni. un comentariu interesant. Spunea cineva că nici n-ar trebui să-i se ceară demisia domnului Albu în condițiile date, pentru că ar trebui să vină de la el. Serios. Era un comentariu, era părerea omului, poți să nu respecti. Deci, zilele domnului Albrui sunt numărate, cred, în fruntea partidului, pentru că se face o analiză de la nivel mare. Deci, așa cum discutăm noi acum despre cifre, crezi că șeful lui de partid nu o să Evident, discute? și mi se pare Și un lucru crezi că mai normal, are, și da. crezi că mai are ceva, argumente în fața, nu știu dacă, probabil că au... Cine se ocupă de partea asta în teritoriu, vorbesc în structura lor ierarhică și nu mă gândesc că domnul Orban se ocupă de așa ceva, dar aduceți-vă aminte când au demis-o pe doamna Doina Feher. Da? Pentru cât și pentru ce? Și aia a fost comandă de sus. Da, și atunci, Da? dacă nu greșesc, i s-a cerut demisia. Tot domnului Albu. Că oarecum a girat hotărârea respectivă, dar el spunea că nu a fost atent la detalii. La acel moment, până la urmă, nu aș fi fost, din punctul meu de vedere, nu avea nicio legătură. Că, pe bună dreptate, acum ai fi tu șef de partid, dar nu poți să stai după fiecare, că Nu, fiecare nu, trebuie nu ca să fie și responsabil. nu, din poziția de viceprimar, că el practic a semnat hotărârea respectivă
Ăsta ar fi motivul, dar el spunea, dacă mi-amintesc bine, că nu a știut, nu s-a uitat la toate numele și... Bine, mai și eu pot să spun atât de multe. Pot să vă spun că am 25 de ani, mă credeți? Da. Dar nici nu mă puteți contrazice, nu? Că nu e buletinul pe masă. Și cine credeți că ar trebui să preia Cosma, PNL-ul? clar. Evident, Abia așa. aștept să ajungem la el și sper că-l analizăm. Da, ajungem Pentru și... că, fai, deci a făcut o figură de mine să cred. Și dacă ar fi să vorbim despre cine a fost pentru mine surpriza maximă acestei campanii, este el. În sens pozitiv. Ajungem și la el. Deci, Deci, domnul era... Adrian Albu a V-ați fost... așteptat la scorul, la acest scor sau... Eu am avut un pariu pe... cu un domn care chiar știe politică și de foarte mulți ani de zile e sfătuitor din umbră și face... Nu e Sătmărean. Și a zis, a, e imposibil să nu facă scorul partidului. Și a zis, nu-l face. Dacă face 10%, zic, e mult. N-are cum să facă. La acel moment, scorul partidului era 18%, dacă se lua per total. Și am zis, nu are nicio șansă să-l facă. 10,27. Da, am văzut și eu Da. procentele. Bine, n-am fost, nu sunt Nostradamus. Ăla a fost un 10, așa, ca să nu fie 8 sau să nu fie 12. Mihai Huzău, PMP. Aici trebuie să facem un disclaimer. Ați Da. avut un mesaj de Da, e susținere adevărat. pentru Mihai Da. Huzău. De ce ați ales? Adică ați explicat acolo de ce ați ales să-l susțineți. Nu vă pare rău acum Nu, că ați... absolut. Eu când fac un lucru, nu-mi pare rău. De ce să-l fac? Îl fac asumat și mi l-am asumat în momentul în care l-am făcut. Nu. Mihai, la un moment dat, a fost în ALDE și am fost colegi. La momentul la care Mihai a venit în ALDE, dintr-un alt partid, eu am avut un rol acolo. Eu am fost atât de impresionată de Mihai pentru faptul că la europarlamentarele din 2012, oare? Da, cred, nu. A făcut singur 2, ceva la sută, ceea ce la europarlamentar este fantastic de mult pentru un candidat. Avea reclama aia cu ciocolata, dacă Da, vă da, aduceți da, aminte. da, da, Bun. da. Eu l-am remarcat de atunci și mi s-a părut un tânăr care își dorește o carieră politică și dorește să meargă pe drumul acesta. Și în 2016, în decembrie, în momentul în care eu nu am mai fost în... mi-am dat demisia din Consiliul Local, el a intrat în locul meu. Și atunci am avut ocazia să povestesc foarte mult cu Mihai despre proiectele de hotărâre, cam cum să le abordeze și să înțeleagă de unde bate vântul. Și mi-a plăcut că a fost întotdeauna foarte receptiv, foarte aplecat, și era singurul, da? Și în partid, el își ținea audiențele, era preocupat de oricine venea să-i spună ceva, încerca să-i rezolve problemele. Și mie mi se pare că așa trebuie să fie un om politic. Și exact acest lucru l-am spus în mesajul meu de susținere. Da, foarte interesat de subiect. Mă, nu știu, mesajul lui, mă rog, mesajul Era era, sătruit, el da. a pornit foarte târziu în campanie. Am avut o discuție cu el înainte de a începe campania. Și nu e un secret, nu e singurul de la care am primit propuneri, cred că nu prea este partid de la care ne-am primit propuneri, le-a refuzat frumos pe toate, dar și lui am explicat, nu, eu am intrat în politică pentru că l-am detestat pe Băsescu și eu îl detest în continuare, politica românească este ce este, pentru că Băsescu a dat tonul la tot ce se întâmplă acum. Și zic, nu pot să mă asociez cu PMP-ul în 1000 de ani, nu, Doamne, deci zi-mi orice alt partid de care n-am auzit niciodată din Congo și dar nu cu PMP-ul. Zic, deși, ca să te ajut pe tine și să te susțin pe tine, aș vrea. Și atunci am povestit despre faptul că voi face acest video ca și mesaj de susținere și l-am și făcut. A luat foarte puține voturi. Dar a fost, la Mihai este vorba despre votul util. Oamenii care s-au gândit cui să-i dea votul, s-au gândit, nu are rost să-i dau lui Mihai, pentru că oricum nu are nici o șansă să câștige. Da? Este ceea ce în politică se numește vot util. Da, dar mesajul lui a prins la oameni sau, mă rog, trecem Oamenii dincolo de vot util erau, sau... am citit la un moment dat, Sorin Oros a avut înainte cu vreo 2 zile de alegeri, pe pagina lui personală de Facebook, a avut o analiză, așa, și scria la Mihai, un tânăr capabil care își dorește, care a dovedit că știe ce face și cu un mesaj interesant,
Doar că, din păcate, fără șanse. Eu cred că lumea, și în momentul în care îi citea postările sau îi vedea activitatea, se gândea, bine, ai dreptate, dar, din păcate, n-ai șanse. Deci, probabil, trebuia și ceva, nu știu, un mesaj mai consistent, adică mai, dincolo de master plan, care a venit așa, toată lumea spunea, pe ultima sută de metri. El a pornit în campanie. Da, a pornit în campanie foarte târziu, da, și târziu. A sperat foarte mult într-o alianță în care să intre și în care cineva măsurat cu șanse să candideze. Dacă nu s-a întâmplat, s-a adaptat din punctul meu de vedere. Oricum, da, mi s-a părut mesajul cu zarurile alea și cu nu le facem jocul și așa, mi s-a părut foarte inspirat. Cum de altfel a avut și Radu Panait cu video cu bomboanele. Dacă țineți minte. A luat mai multe bomboane de mai multe culori, le-a vărsat pe masă și a zis, dacă fiecare, fiecare o parte, a, se face bomboniera, cum zicea el, putem alege. Dar am impresia că votanții ăștia, de exemplu Radu Panait, Mihai Huzău, cam același segment de electorat, da, l-au urmărit, dar Radu a reușit să-i mobilizeze. Cred că pe Mihai l-au votat prietenii, pentru că și un om fericit care are atâția prieteni. 1234. Da. Cosmin Rațiu, ALDE, 1093 de voturi, 3%. Față de partid care a luat 1475. Eu îmi imaginez discuțiile din interiorul ALDE la momentul la care Rațiu a acceptat candidatura. Eu cred că Cosmin nu, și dacă printr-o minună, să zicem, ar fi și primar, el își iubește prea mult meseria lui și business-urile lui ca să le lase pentru primar. A zis, bine, hai, fac lucrul acesta, am fost consilier, mă duc pe listă. Oarecum împins, da, candidat, să spunem. Da. Da, da. Nu, și s-a văzut și din modul în care și-a făcut campanie. Adică campanie nu înseamnă că ieși în 5 cartiere ale municipiului și te pozezi cu echipa și cu doi oameni și să ai poze frumoase pe care le expui și ai încheiat campania. Deci Cosmin e bun pe segmentul lui. Cosmin este foarte bun foarte pe segmentul bun, lui, da, și e păcat să pierdem profesioniști dintr-un anumit segment ca să-i punem într-un alt domeniu unde, să zicem, nu... Dar nu este totuși o pierdere că nu intră în Consiliul Local. A avut și acolo, trebuie să recunoaștem niște... A avut până la un moment dat, a avut poziții demne de luat în seamă și a fost o opoziție, dar în ultimii ani eu nu l-am mai simțit în opoziție pe Cosmin. Nu l-am simțit eu, nu înseamnă că nu a fost. Dar au fost la multe... putere și în opoziție, dar mai degrabă la putere, să spunem. Așa l-am perceput și eu. Așa l-am perceput și eu și am regretat că e așa, pentru că eu țin minte când îi făcea opoziție lui Doru Coica. Oh, deci când da, se da, înscria da, la cuvânt, deja tot stăteam, eu cel puțin, că detestam scandalurile, și când se înscria la cuvânt și vedeam că se pregătește și începe să vorbească, de altfel cum era și Albu când era în opoziție. Da? Deci, asta este partea... Dar nu mai are scuza aia, că era păi la nu, putere. Dar asta este partea foarte interesantă, că în momentul în care îi cunoști de 5-10 ani și le-ai văzut evoluția și i-ai văzut în tot felul de situații, păi nu vii să crezi acum că nu pot mai mult când știi ce pot, că i-ai văzut ce pot, când au un scop. Da? Ori, da, nu, eu nu l-am mai simțit în opoziție. Păi Cosmin a și spus aici în emisiune la noi că realizările din ultimii 4 ani se datorează și grupului ALDE, care, mă rog, a votat proiectele bune. Deci a contribuit cât de cât. Da, ca fiecare dintre... Da. Da, să ne înțelegem, Consiliul Local este deliberativul. Da, da, da. Primarul culege spuma, dar el e executiv. Propune și... Da, da. Mă propune, da, propune. Da, dă dispoziție să se propună. Haideți să trecem mai departe, că ne prelungim. Cristina Haiduc, Pro-România, 698 de voturi, 1,92%, față de partid care a luat 1011 voturi. Prietenii lui Tavi au fost aia care au votat Pro-România. Eu pe doamna nu cunosc, nu m-am auzit de ea înainte de această candidatură. I-am apreciat prezența și așa, imaginea și faptul că a fost foarte decentă și nu s-a băgat în niciun fel de mizerii și discuții inutile, dar cred că se știa că va fi în clasament cam pe acolo.
Pe acolo. Eu n-am înțeles de ce am invitat-o și noi la emisiune, n-am înțeles de ce n-a venit. În plus, am mai făcut acel video cu 20 de întrebări candidaților. Nici acolo n-a dorit să Pentru că trebuie participe. să stăpânești anumite subiecte. Ca să vii într-o emisiune și să discuți, trebuie să stăpânești anumite subiecte. Eu cred că doamna Cristina vine dintr-un mediu care n-a avut legătură nici cu administrația și nici cu politica. Înțeleg că profesia dânsă este avocat. Nu știu exact dacă a profesat sau Da. a făcut altceva. Ori știm, noi știm foarte bine că o emisiune poate să fie foarte incomodă, mai ales dacă ai poziția de candidat, pentru că acolo sunt analizate și sunt analizate de competitori. Da? Să ne uităm ce a pățit Radu Panait când s-a apucat să învețe în timpul campaniei, nu? S-a taxat Gheorghe, instant o taxat. Cam Da. așa e cu emisiunile astea. Da. Dar aduceți-vă aminte că au fost campanii în care reprezentanți despre care n-ai fi spus că au motiv să nu vină, n-au fost cu consecvență deloc, niciodată, în nicio emisiune. Da? Poate să fie un trac, poate să fie o chestie asumată și judecată. Nu mă duc pentru că decât să spun o prostie și să dau apă la moară la toți cei care vor să comenteze, mai bine nu mă duc. Doamna Erica Mare, PNR, 137 de voturi, 0,37% și ea cu 50 de voturi sub partid. Deci eu de doamnă am aflat că a candidat în momentul în care am văzut buletinul de vot. Să îmi fie cu iertare. Noi am aflat în alt Păi, acum nu o context, să trebuia da. să aflați, dar eu n-am știut că candidează. Când am văzut buletinul de vot. Pare rău acum că n-am avut o invitată la emisiune, că am înțeles de la Nordvest TV, de exemplu, că am mai fost la emisiuni și că a avut o serie de poziții interesante pe Da? care pare rău că nu le-am împărtășit și noi Dar poate cu accept acum internauții noștri. Bun. o invitație. În mandatele se distribuie astfel. UDMR 13, PNL 4, USR plus 4, PSD 3. Nu. Deci UDMR-ul are majoritate, teoretic ar putea să-și pună ambii viceprimari fără nicio problemă. Da, numai că sunt mai inteligenți de atât. Aia am vrut să spun și E eu. mai inteligenți politic de atât. Da, își Care vor credeți că pune. va fi majoritatea? Depinde. Cred că sunt două opțiuni în momentul de față. Cred că sunt foarte puternice negocierile. Dacă stăm să ne aducem aminte cât de supărați au fost cei de la UDMR pe intervenția lui Iohannis cu eu nu pot, nu știu ce mai zis el acolo, dânsul. Da. Te gândești că nu vor face alianță cu PNL? Și au trăit foarte bine 4 ani cu PNL-ul. Da, dar se gândesc că totuși PNL-ul e la guvernare și municipiul ar putea, mă rog, să-i se deschidă niște uși. Pe UDMR nu prea l-o interes. UDMR a fost întotdeauna partid valama și cele 30 de voturi ale lor pe care le-au avut în Parlament puteau să încline într-o parte sau alta orice balanță aproape, de fiecare dată. Iar negocierile nu se vor face aici la nivel local. Negocierile se vor face la nivel de București, din punctul meu de vedere, luându-se în considerare și cele la Consiliul Local, dar și cele la Consiliul Județean. Și dintre cei trei, din punctul meu de vedere, dacă se țin de ceea ce au spus, de supărările și de, mă rog, jignirea pe care le-a adus-o președintele, nu vor face alianță cu PNL-ul. Mai degrabă vor face alianță cu USR-ul, pentru că dintre toți consilierii, cred că USR-ul, un consiliu local, poate să reprezinte vocea și opoziția cu adevărat. Am văzut că în ultimii 3 ani PSD-ul, tot sperând că vor primi un post de vicepreședinte la Consiliul Județean, n-au scos niciun cuvânt, da? În afară de Cipri Crăciun, nu vorbea nimeni acolo. Și poate dacă ar aduce lângă ei o voce care să-i critique tot timpul, ar mai tempera Păi oare eu pe cred că asta va fi raționamentul după care își vor alege viceprimarul? viceprimarii, Adică care mai cei bine mai un partener gălăgină. decât un adversar serios peste 4 ani. Categoric. Și dacă nu atât de serios, că nu mă gândesc că le trebuie lor partener în proiectele ce și le-au propus să le implementeze ca să se mai poată lăuda cineva cu realizările lor.
le trebuie un partener, că dacă unul din cele 30 de proiecte de hotărâre pe care le inițiază are o virgulă în plus, să nu se trezească cineva că citește, ridică mâna și zice ca să transpire prin presă. Da, și pentru două treimi le mai trebuie. Au păi majoritate simplă, da, 13 au, din... Alea proiectele... se negociază altfel? Oh, da. Deci alea de două treimi când intră în sală deja se știe foarte exact că trec sau nu trec. Deci alea se negociază la nivel de comisii, se negociază la nivel de discuții între șefii partidelor de obicei. Cum, care ar fi concluzia? Cum ați văzut campania pe municipiu? Ușoară? Ușoară. Pentru că, din punctul în afară meu de câteva schimburi de replici din punctul meu de vedere, fiecare candidat, adică dacă vreun om politic din municipiul ăsta a avut cea mai mică îndoială că ajunge primar Kereșkeni, să se lase de politică, că n-are rost, e baza, e ABC-ul politicii. Da? Și atunci dacă știi că lupți pentru locul 2 sau 8, care e tot una, da? Nu e tot una. Pentru candidat la primărie este tot una. Că nu este primar. Adică te zbați ca să fii primar, dar nu ești primar. Da, dar în orice bătălie nu există numai medalia de aur. Este argint, bronz, adică mențiune 1, mențiune 3. Am o să spun ceva mai puțin frumos. Poate că atunci când ești la început îți place să te bați pentru locul 2, 3, 4, 5. Eu, de exemplu, nu mai văd nimic interesant să te bați pentru locul 2. Păi ați câtă fost vreme... în locul 2, l-ați ocupat cu... atâta de vreme. Pe locul adică 13, patru. De pe locul... Nu, 3 ani, când m-am dus la spital. De pe locul 13, eu nici măcar nu am fost pe loc eligibil ca și consilier. Pe mine partidul m-a pus... Eu eram intrat în politică de un an. M-au pus acolo cu, știți, de la locul 6 încolo, de obicei se umple listele. Adică trebuie să pui, că trebuie să pui 23 sau... Să ai liste complete, da, că la redistribuire să primești. Exact. Da, da. Eu am ajuns acolo pe locul 13 pentru că era, au mai participat. Da? Da. Întâmplarea a făcut. A fost USL-ul care au intrat la... Eu am fost ultima care am intrat consilier. Dar în luna aceea de campanie și în perioada de precampanie... M-au văzut niște oameni care au considerat că pot să merg acolo și atunci a fost războiul cu Albu, aduceți-vă aminte. Albu care era tot din PNL și care a fost viceprimar și oarecum era normal ca el să fie. El înainte cu vreo două săptămâni a zis că nu mai vrea să fie categoric și s-a răzgândit fix în ziua în care a fost la satul mare din Antonescu ca să facă numirile, dar că i s-a răspuns, bine, acum nu te mai vrem noi. Bun. Terminăm aici cu municipiul. Mergem la Consiliul Județean. Aici au fost niște emoții, deși rezultatele arată că n-au fost chiar atât de, da, de eu am apropiate. Eu am o altă optică. Lăsați-mă să prezint lucrurile. Deci, vă rog. Potoki Ceaba, 52.000 de voturi, 39%, cu 2.200 de voturi peste partid. Era, adică v-ați aștepta să câștige. De fapt, nu, facem altfel. Vă spun și următorul. Locul 2. Adrian Cosma. 37.000 de voturi, 27%, 33.000 de voturi. V-ați fi așteptat să câștige? Adică erați sigură că va câștiga Potoki, la fel cum ați spus că erați sigură că va câștiga Kereșkeni? Există o declarație la o televiziune și a fost preluată și de presă, în care am spus clar că câștigă UDMR-ul și la primărie și la Consiliul Județean. Dar la Consiliul Județean, după ce am văzut cum pornește Cosma, m-am gândit, domnule, are o șansă. Trebuie să recunoaștem, a avut cea mai bună campanie, să zicem. Cea mai bună campanie la nivel de municipiu, județ, tot candidații, județ. Tot. Da, deci, da. Absolut admirabilă. Și ușor ieșită din tipare, și aproape de oameni, și cu muncă fantastică. Haideți să vorbim puțin despre voturile lor, pentru că din punctul meu de vedere, marele câștigător al acestui alegeri, chiar dacă nu e președinte de Consiliul Județean, este Cosma. Da? Deci domnul Potoki are 50.000 de voturi. Da. Făcute așa. 18.800 de Kereșkeni. De la municipiu, da. 4.800 de Covaci de la Carăi. Da?
Și 2000 de pirici de la Livada. Deci UDMR-ul are 3 orașe, municipiu, reședință de județ și 2 orașe cu voturi multe, adică Careiu este cel mai mare ca și număr de votanți. Da? Care luptând pentru ei, dar nu poate să meargă un candidat UDMR de primar și să zică votați-mă pe mine și rest nu. Ei merg foarte clar. Mergeți pe UDMR pe linie. Da? 25.000 de voturi din cele 50.000 de voturi l-au făcut acești 3 oameni. Nu? Mergem la Cosma. 36.000 de voturi, corect? Sau nu știu cât a fost finalul. 37.100. Da, eu cred că am luat ceva intermediar. Singurul oraș, Ardudu. Ardudu, Ovidiu îi face 1.300 de voturi, adică atât au făcut el cu atât și prima și atunci extrapolând și spunem că atât au făcut și partidul. Și ce-o luat? Albu, 3.700 de voturi. Deci și fără niciun oraș, da? Mai puțin Ardudul, și doar cu primării de tradiție. Păi e clar că De. în județ a câștigat PNL-ul și cred că și Cosma. Are, A. PNL-ul are 23. 23 de primari și Da? UDMR-ul are 20. 20 cu tot cu FDG-ul și cu tot cu Partidul Civic Maghiar, parcă au două. Nu? Undeva pe acolo mi se Deci eu pare. așa știu că au făcut alianță, cel puțin eu Dar așa la, nu, mi-am. dar la PCM mi se pare că s-a mers pe altă listă la Consiliu Județean. Da? Nu Da, știu. deci Da, uite, doar așa, așa președintele, sunt da, date UDMR, președintele. FDG, PCM. Și așa sunt date, inclusiv deci la primari, ei numără și primarii PCM. Da? Așa au 20 de localități. Da, Da, dar a trebuie. pierdut pe municipii. Deci Cosma a pierdut pe cele două Păi municipii. da, a făcut Satu cine... Mare și păi Careiu. da, a făcut cineva campania alături de el. Te-ai văzut vreodată pe Albu, care trebuia să fie acolo, cot la cot, și eu zic, măcar să lupte și să-l susțină Adi Cosma pentru faptul că reprezentau același partid și pentru că el, ca președinte de partid, n-avea decât de câștigat dacă Adi lua președinția Consiliului Județean. Deci, nefiresc, sedii n-au avut același sediu. Mi-a ridicat și mie un semn de întrebare când am Deci, văzut că are alt sediu și decât la Palma. Da. pe mine nu mă miră că a ajuns. Adică, clinciurile lor se știu și nu-s de ieri, de altăieri. Dar și acum, în mod categoric, nici Adi nu fi fost ușa de biserică și ori veniți ei cu covorul roșu și cu flori și ei zică, da, vă primesc și hai să mergem mână în mână, pentru că a fost încrezător și s-a gândit că va putea. Dar echipa lui Adi de campanie a fost echipa cu care el defilează și prietenii lui, adică în pozele de campanie sunt oamenii care sunt și în pozele lui de nuntă. Da? Da. Unde a fost partidul? Că prea Da, puțin. și a luat cu 4.000, aproape 4.000 de voturi mai mult decât partidul. Ceea ce El personal. reflectă, exact munca și notorietatea lui și faptul că oamenii chiar au văzut în el o alternativă și l-au votat. Da? Dar totuși la domnul Potochi Ciobo are, deci el pe, la președinte de consiliu are cu 2.000 de voturi mai mult decât partidul. Care ar fi explicația aici? Păi cineva a avut în UDMR, lumea se cunoaște, da? Pe lista de consiliere eligibil din cele 14 poziții, la 2000 de oameni care cunosc UDMR-ul, au câte o antipatie pe acolo și s-au gândit, Așa mare să de fie. cât să ajungă ăsta consilier, mai bine nu votez lista. Mă gândeam că poate parte din ceilalți, PNL, să-i spunem, a preferat să voteze cu altcineva decât cu candidatul lor. Dar nu vă imaginați că ei care au votat acolo cu PNL-ul sunt peneliști? Nu, clar, Păi, evident că nu. atunci Evident de că ce să... Nu, peneliștii, când nu, că dacă au vorbim... mers așa în două direcții și ca să Deci, nu câștige unul, poate că dumneavoastră aveți dreptate, noi nu vom ști nu știu, niciodată, că nu nu cred că se știu. poate face această analiză. Dar, repet, din punctul meu de vedere, când ai în față o listă de 33 de persoane și unul de acolo ți este antipatic, nu pui ștampila pe ei. Că nu vrei să-i dai șansa să ajungă în Consiliu. Și atunci votezi președintele, că e președintele partidului, dar la Consiliu poate și-a anulat votul. Nu? Poate a pus două ștampile. Da, interesant. Deci, ziceți că Adrian Cosmar trebuie să preia partidul. Categoric, da. Adică asta ar fi trebuit deja să se întâmple. Adică s-au anunțat rezultatele, deja trebuia să fie. Și eu cred că vom asista la acest lucru cât de curând. Da, și dacă bine mi-amintesc eu, este și un scor pe care nu știu dacă l-a mai obținut vreun candidat PNL la Consiliul Județean.
În mod independent mă refer, a fost USL-ul, USL-ul, evident, da, asta dar am să acolo zic, dacă le a fost împarți, USL-ul. nu Și știu dacă înainte de aia a ajungi la fost tot rezultate. UDMR-ul, nu știu cine l-a fost contracandidat, că a fost Cehi și înainte parcă domnul Sobo. Nu? Deci habar n-am cine le-au fost contracandidații din partea PNL-ului și Eu ce țin astfel au minte făcut. că n-au avut atâția consilieri. Acum vor avea peste 10 sau 11 consilieri. Da, Și asta PNL-ul, este. de când îl știu eu în Consiliu, mai mult de 7, nu Dar cred că au. a fost un trend la nivel de țară. Pentru că, mă rog, n-ai guvernare când președintele este de partea ta, oarecum faci voturi fără să faci foarte mare efort. Dar eu în continuare spun că foarte, foarte multe voturi de acolo se datorează campaniei lui Adi Cosma, care a mers extrem, admirabil cum a mers cu partidul. Adică el chiar nu și-a făcut campanie exclusiv, da, și pe Adi au venit lideri de la București să-l sprijine. De aceea se practică în campanie atunci când crezi cu adevărat în candidatul tău și crezi că are o șansă, că s-au făcut măsurători. Inclusiv eu am Da, primit da, da. telefon înainte de campanie că îl cunoașteți, dar toți am spus că n-am deloc încredere și nu, ca să nu se supere nimeni. Dar l-au măsurat și au văzut că are șanse și au investit. A apărut la televiziune națională. Nu e puțin lucru în campanie să ți se aloce timp de emisie de la televiziune națională. Locul 3, Radu Roca, 19.500 de voturi, 14% față de partid care a luat 18.300. Aduceți-vă aminte că înainte cu o zi de a fi de duminică în care se depuneau ultima zi de depunere a candidaturilor de la PSD, nu se știa cine candidează. Ba da, era Ionuț Oneț Era Ionuț Oneț, anunțat în mod pe oficial și în urmă a fost o ultima perioadă clipă Gabi Leș. Pe urmă a fost. Gabi Leș oficial n-a fost. Era în Era discuții în împreună discuții. cu... Da, dar nu era o decizie că va fi cum a fost cu Eu Ionuț Oneț. cred că candidatura lui Ionuț Oneț și a lui Radu Roca și a lui, mai știu eu care a fost acolo, arată faza în care a ajuns partidul. Și PSD Satu Mare fără Aurelia sau fără Mircea Govor, nu-i PSD. Nu. Eu fost oamenii care au știut să țină partidul ăsta și oamenii uniți și să-i potențeze și să-i ducă pe fiecare drept Păi și acum dovadă. cine conduce partidul? Nu Păi, tot oficial este domnul Oneț, Oneț, președinte. Nu care e știu. susținut de Mircea Govor. Eu nu mai simt, nu-i mai simt prezența. Eu din exterior nu-i mai simt prezența. Da. Da. Probabil că așa e, dar. Tot am ajuns la doamna Fedorca. A luat 70% la Negrești. Un scor... Din punctul meu de vedere, merită 90%. La cât muncește, la cum muncește și la ce proiecte a reușit să implementeze Negrești și la cât e de aproape de oameni. Am mai fost de câteva ori în primărie, am unul dintre locurile de muncă, mi este în Da. orașul condus de dânsa. Absolut remarcabil. Adică să poți să suni și să îți rezolve problema sau să te ajute și să te sprijine. Și asta face cu toți oamenii. Și asta este foarte important. Și chiar e genul de primar la un telefon distanță. Da? Și nu-i nicio filozofie să-i obții numărul de telefon și să... Asta a făcut-o să câștige cu 70% încă ceva. Tot așa, campanie sprijinită. Bine, are o echipă locală foarte bună pe care și-a format-o în timp. Dar n-am văzut liderii județeni să-i S-a fie descurcat aproape sau... singură, da. Da, și la un moment dat, chiar comentam acasă cu soțul meu că a pus poza de mulțumire, da? Că le mulțumește negreștenilor că au votat-o, n-apare nicăieri sigla PSD. Am considerat o victorie oarecum personală și chiar cred că așa a fost. De altfel, mulți primari, cum e primarul de la, noul primar de la Tășnad, domnul A fost o Farcău, surpriză foarte mare de pentru mine. la Pro-România. A Deci fost... acolo a luat clar omul, nu a luat Acolo partidul. a luat omul. Categoric a luat omul și bravo lui. Nu i-am urmărit campania, nu conectată, nu am prieteni să apară nici măcar pe rețelele de socializare. Nu prea l-am văzut în presă. Știam de el, auzisem de el, a plecat de la PSD, a fost președinte de organizație la PSD. Da, bravo lui. Și bravo celui care l-a girat și l-a pus candidat. Da. Revenim la domnul Radu Roca. Este un scor potrivit, să zic așa, 14% PSD-ului. Adică potrivit. Electoratul a stabilit că e scorul potrivit. V-ați fi așteptat la mai mult de la PSD, mai puțin? Eu zic că, ținând cont de ce candidați au avut, de ce campanie au avut, de unde a ajuns PSD-ul ca și oprobiu lumii,
să se bucure că lua 14%. Țin din anii anteriori, era tot timpul acolo, sus. Nu numai că era sus, eu m-am uitat Sus și în puternic. noaptea aia, e obiceiul de a se merge prin sediile de campanie. Eu am trăit și momente cu sedi de campanie de nu mai puteai respira când eram pe val și știam că vom lua scor mare. Deci la miezul nopții, când a venit presa și se anunțau Toată rezultatele, presa. au apărut și oameni pe care nu i-am văzut în viața mea și nu i-am văzut în campanie și așa. Dar am trăit și de alea când știam că suntem, că abia facem pragul sau nu facem pragul și eram cinci oameni. Și nu În vine niciun da. Anume ziarist. că ziariștii au venit, deci au făcut treaba, dar noi nu eram, erau ziariștii mai mulți decât noi. Dar m-am uitat în sediul de campanie a PSD-ului atunci, în noaptea aia, tristețe maximă, cinci oameni, șase oameni cred că am numărat. În viața mea nu m-am gândit că la PSD vor ajunge în faza asta, ținând cont de cât de mari au fost. Istoric, Da. da. Mircea Ciocan, Alianța OSR Plus, 6.900 de voturi, 5% față de partid care a luat 7.000 de voturi. Nu-l cunoștea lumea. Candidez ca și președinte de Consiliul Județean, nu poți să te bazezi numai pe municipiu. Adică e important să te cunoască din Coca, din Babța și plus că ei din nou au avut online ori lumea în satul mare, electoratul din satul mare. Da, aici, în oraș, ca și categorie de vârstă de la 22 până la 35, își culeg informația din mediul online, dar să fim serioși votanții. Sunt împărțiți în tot județul și în unele sate unde poate tot satul au trei conturi de Facebook. Da, să știți că sunt tot mai multe. Ce mi-a atras mie atenția, dacă Radu Panait a avut 6.000 de voturi la nivel de municipiu, la nivel de județ au reușit să aibă 7.000 de voturi. Deci cu 1.000 de voturi mai mult. Adică foarte puțin. Dacă ne gândim că municipiul reprezintă 30% din 30%. Deci totalul. dacă luăm procentual, ar fi trebuit să aibă vreo 18.000 de voturi. Dacă le luăm procentual. Bine, prea puțin, nicăieri nu cred că se respectă procentele acestea. Da? Dar Ca totuși o să chestie fie o echilibrată, oglindă. sau mă rog, Da, un echilibrată, pic mai ușor, mai aproape de echilibru. da, Aici discrepanța este foarte mare. foarte Dar mare. asta a fost o campanie centrată pe municipiu, o campanie centrată pe piață, pe votanți țintă din anumite categorii de vârstă la care se ajungea prin mediul online și asta arată rezultatele. Pentru că eu cred că cine a votat USR la primar și la Consiliul Local a mers mai departe pe USR și a votat văzând în ei schimbarea sau dorindu-și să fie ei schimbarea, au votat mai departe USR Plus și la Consiliul Județean și la președinte de Consiliul Județean. Să fi contat și Nu, e mesajul lui Mircea important. Ciocan, a fost așa Nu. destul de fair play cu toată lumea, Așa cum este el de cum obicei. este el de El obicei. este un domn și foarte bine, s-a bălărit și nu a coborât în niciun fel de pocilă și eu cu drag o să mă întâlnesc oricând cu el și tot așa am povestit în privat de câteva ori în perioada campaniei. Și Da, asta vreau să înțeleg. E oare o pentru chestie mine de distribuția, notorietate sau de eu cred că pentru mesaj? ca această analiză să fie nu știu, pertinentă, să zicem, ar trebui să avem distribuția voturilor pe secții de votare din municipiu, adică de la 1 la 74 și pe urmă de la 74 la 215 sau câte sunt. Și atunci ni s-ar răspunde la întrebare automat. Ori asta nu va fi decât peste vreo săptămână, 10 zile după ce se termină și perioada de contestații și tot, când scoate EP-ul listele acelea cu toate localitățile și cu fiecare formațiune politică pe fiecare localitate. Atunci se va vedea foarte exact cele 7.000 de voturi luate de USR la nivel județean, de unde anume s-au luat. Ori părerea mea este că vom regăsi la municipiu voturile pe care le-a luat cel puțin USR Plus la nivel de municipiu și distribuite, din punctul meu de vedere, Carei, Tășnad, Livada și Ardut puțin și cam atât. Da. O persoană pe care ați cunoscut-o ca și un coleg de partid, Adrian Ștef, locul 5 la județ, 6.700 de voturi, 5% el personal, la nivel de partid 5.900 de voturi, dar n-au reușit să facă pragul. Da, le-au lipsit foarte puțin. Cred că ei Foarte sunt puțin, cei la da. care le-au lipsit cel mai puțin. Au 4,90 și Da, ceva la da, da. sută ca să facă pragul. Adi ar fi fost o voce, cum a fost dintotdeauna, dacă reușea să intre în Consiliul Județean. Nu știu dacă ar fi rămas, și, deși cred că era primul pe listă.
Dar Poate ar fi prins un vicepreședinte. Despre Adi trebuie să spun că dintre toți candidații de la județ, a fost, cred că, printre cei mai bine pregătiți. după 4 ani de președinție de Cu... Consiliul Județean ar Da, fi dar și în fost, campanie, și în da, campanie vreau să dar spun. ar fi fost culmea să nu fie pregătit. Totuși a trecut prin câteva campanii, a condus campaniile de atâția ani de zile, face politică. Adică, dacă ceva nu mă poate mira, nu mă miră faptul că a fost pregătit. Pe domeniul, da. M-ar fi mirat să nu fie pregătit. Dar scorul reflectă scorul partidului. Dacă stăm să ne uităm la 1,6 aici anul la nivel de București, Adi e un guru în al de momentul acesta cu procentul ăsta. Cu un alt partid, cam cât, unde credeți că ar fi reușit să... Adică, nu știu, să zicem că mergea Este discret. atât de, este atât de lipită imaginea lui de imaginea Alde și Tăriceanu, încât nu cred că ar fi reușit să facă mai mult, pentru că nu mai avea... Eu am plecat de 3 ani din Alde, da? Pe mine, în ziua de astăzi, sunt mulți care nu mă cred că am plecat din Alde și sunt 3 ani și n-am candidat. Și nu m-am afișat și n-am făcut absolut nimic și am declarat public de câte ori am avut ocazia că am plecat. Pentru că așa e, memoria colectivă, se încetățenește o anumită După informație în ce ani la ani, zile le ani, spui alde, exact, după aia da. se spui că nu E, mai e și Adi valabil. nu, Da. da. Eu sunt foarte, nu știu ce va face. Interesant ce va face după, pentru că nu prea cred să aibă forța să se pregătească pentru parlamentare. Să vedem. Octavian Petric, 5600 de voturi, 4,21%, iar partidul 5200 de voturi. Pentru un partid lansat cu 3, 4, 5 luni de zile înainte de alegeri, a luat un număr frumos de voturi. Pentru un deputat Două mandate sau trei, al nu, doilea, două mandate, da, da. era al doilea mandat. Pentru un deputat la al doilea mandat, foarte puține voturi. Dar eu știu că s-a bazat destul de mult pe câțiva primari de pe zona Codru, care au rămas alături de PSD, sau unii au trecut la PNL și a pierdut voturile respective. Da? A fost domnul Pop de la Odoreu, a fost Radu Cristea de la Valea Vinului. Deci au fost câțiva primari unde cred că domnul Petric a mizat și și-a făcut strategia, ținând cont de ce poate să aducă ei în bazinul E acesta probabil că comun. aceștia ar fi reușit să intre în Consiliu, mă refer. Da, în mod categoric, dacă erau aproape, pentru că niciun primar, mă gândesc că e foarte greu să faci o campanie să zici, știți, eu sunt de la PSD și pe mine să mă votați când vedeți acolo sigla PSD, să mă votați ca primar. Dar știți, când mergeți la următorul buletin de vot, acolo o să votați pro-România, că eu îl Dar ar susțin pe fi omul ăla. avut cineva interesul ăsta? Adică dacă ar fi Pentru candidat asta de la zic, PSD, n-ar păi, fi logic să ceară și la Consiliul Județean vot tot pentru eu PSD. sunt absolut... Ba da, pentru că nu poți să mergi Nu în poți să campanie mergi. să spui altceva. Nu numai și te bazezi, mă gândesc mai departe, tot pe sprijinul PSD-ului la Consiliul Județean. Asta cu sprijinul Nu? ei. Știți, unele comune din județul acesta, singurul sprijin ce l-au primit de-a lungul timpului a fost sprijinul pe care sunt obligați prin lege să dea cote defalcate din TVA și sumele distribuite care așa vin de la guvern ca să fie date primărilor și e pe lege și e pe număr de locuitori și punct. Se și Dar vede cu ochiul uitați-vă, liber care sunt comunele. de exemplu, la Moftin. Da? Așteptam vreodată să fie ajutat cu sume din buget? Nu. Și au scris proiectele, au câștigat proiectele, le-au implementat. Comuna aia, uitați-vă la Petrești. Da? Exact. Uitați-vă la... Păi, Și Odoreu, la și fel. Vetișu, da. Odoreu, atenție, Odoreu are și avantajul proximității orașului. Asta este mare lucru să fii în zona metropolitană a municipiului. Oamenii, foarte mulți oameni din Odoreu, vorbim despre potența și veniturile locuitorilor și despre afacerile care se dezvoltă într-o comună aflată la Da. 5 km de municipiu și într-o comună aflată la 30-50 de kilometri. Uitați-vă la domnul Ileș, Da, pe da. care aș fi capabilă să-mi fac flotant ca să-l votez. Da? Deci să... Eu am zis la un moment dat Da, că îmi cumpăr. și. Da? Nu, eu Uitați-vă. voiam să spun de proiectele europene, de exemplu. Da, Odoreu păi... s-a dezvoltat cel mai mult pe proiecte europene, nu pe Da... bani așteptați de la guvern. Au fost și banii ăștia, dar Corect, dar erau încă o de dată fonduri spun, europene, da.
Într-un fel, dacă este să analizăm zona rurală, din punctul meu de vedere, cu Păi, adevărat Podorel și rural, Vetiș nu intră aici, na, evident. a, Da, despre da, asta da, da, vorbesc. da, da. Dacă vorbim despre Moftin sau Petrești sau care sunt, Da, da, unde da, sunt, da. da? Eu spuneam Da. aici despre banii primiți de la guvern, Deci, și discuția distribuiți, noastră a pornit de la da. faptul că se gândește un primar că nu o să am susținere. Eu am fost într-o emisiune cu domnul Covaci, de la care, pentru care din nou am respect. Cred că e unul dintre cei mai buni primari din punct de vedere a pregătirii administrative, am atâtea mandate. Poate că domnul Ileș îl mai... Aș fi foarte curioasă odată ce a ieșit dintr-o dezbatere în care să nu fie de acord cu ceva. Care a zis într-o emisiune, dar pe mine nu mă interesează cine e la Consiliul Județean, că eu îmi cunosc drepturile. Eu știu că mie trebuie să-mi dea banii ăia. A Da, spus dar un mare adevăr. pe Nu, lângă. pe lângă... Când faci hârtirea aceea de distribuire a sumelor care trebuie să treacă prin Consiliul Județean, pe bune, dacă unui județ îi se cuvine 10.000 de lei, n-ai cum să pui Da, dar mai vii 12.000. cu un proiect, mai cer pentru aia, Bine, mai asta cer poți o să zici sumă pentru că ești pentru prieten. extindere. Exact, aici am vrut Deci să ajung. aici să mai spun încă ceva. Poate Exact, să aici am fie, vrut să de ajung. exemplu, știți cum a câștigat primăria Beltiug PNL-ul de la UDMR? Știți povestea din 2000, cred că 2012 era, cu domnul Pec și domnul Bortogul Zău? Nu. Cu înțelegerea dintre ei și când ultimul s-a retras în ultimul moment și toată lumea l-a votat pe celălalt? Da? Și așa a ajuns să câștige primăria. Și înțelege de genul acesta, poate să meargă mai departe și să spună, nu mi-am pus candidat, dar tu vezi că trebuie să faci așa. Și poate să fie în opoziție, cel de la primărie cu cel de la Consiliul Județean. Domnul Liviu Pop, 5.400 de voturi, 4,05% el și partidul 7.100 de voturi au reușit să facă pragul, deci cred Deci, că... cei 7.000 și de oameni care au votat PMP-ul sunt nostalgicii lui Băsescu. Care puteai să-l pui pop, mop, lop acolo, că tot PMP-ul votau. Pentru că văd ca și soluție în momentul acesta omul care vine, taie spânzurile și dă cu pumnul în masă și face o dictatură și toate lucrurile revin la normal. Eu pe ea nu înțeleg. Cred că totuși aici a fost surpriza, mă rog, a doua surpriză de la Pentru Consiliul mine a fost Județean. surpriză, eu să știți că în momentul în care Liviu Pop a plecat de la ALDE, da, că era consilier județean și a dat demisia și a plecat de PMP, eu în prima fază i-am suspectat de blat. Adică m-am gândit, au făcut ceva înțelegere la nivel mare, ca să plece, ca să creeze aici o filială de PMP, ca să extindă PMP-ul și așa. Asta a fost feeling-ul meu, pentru că Liviu Pop, din punctul meu de vedere și cât știam eu până la momentul la care am plecat, n-avea niciun motiv să plece de la ALDE. A fost susținut, a fost sprijinit, a fost pus pe listă pe locuri eligibile, dar mă rog, deci eu am suspectat acolo un pic de blat. Și pe urmă am văzut cât e de hotărât și că își face listă și merge și Mihai la PMP și am zis, da, uite, chiar vor să facă ceva. Dar pentru mine PMP-ul... Deci faptul că este Băsescu în spatele PMP-ului... Vor avea, se pare, doi consilieri care Păi unul va vor fi fi Liviu, acolo, da, probabil, și da? încă Nu știu unul, nu cine știu. este pe locul 2. Mandatele, din câte înțeleg, vor fi distribuite astfel: UDMR 13, PNL 11, PSD 7 și PMP 2 mandate. Câteva aveau de mereu. 13. Așa? Dacă Bun, n-au nu majoritate. Aici greșesc, trebuie să încă. facă obligatoriu. Dacă sunt două posturi care am înțeles că vor fi Da, redistribuite. unul la. Rămâne de văzut. Nu? N-am Da, nici găsit, eu n-am n-am primit văzut. încă datele Nu finale. sunt, Acestea sunt da. estimări de la partide. Un la 13 și următorul PNL-ul cât are? 11, 11 și pe urmă? 7, 2. Păi nici cu 7 nu le ajunge. 11 cu 7, 18, ba da, le ajunge pentru majoritate simplă. Da, bă, da, Da. bun. Pentru majoritate simplă le ajunge. Cum credeți că va fi? Adică UDMR-ul Nu știți cum va va fi. lua V-a pe cineva sau... sunat telefonul de la București și li se va zice, faceți așa. Punct. Dar discursul public e că fiecare își face alianțele unde vrea, cum vrea. Acum, nu m-ați invitat în emisiune să vă spun părerea mea.
mod cert, fiecare are toată libertatea să-și ia toate deciziile, că de-aia am plecat eu din politica de partid. Nu e așa. Pentru că se urmărește, politica se face pe voturi, politica se face și de jos în sus și de sus în jos, iar în momentul în care, și gândiți-vă, vin parlamentarele, oamenii cu experiență politică merg cu bătaie lungă, merg cu viziune. Da? Ce vom face? Scorul politic a fiecărui partid dă deja o imagine a modului în care se va forma următorul guvern. Alianțele care vor fi acolo. USR-ul nu va fi o forță comodă pentru PNL-ul. Asta spun toți analiștii pe orice post de televiziune. Ei știu. Da? Iar UDMR-ul a stat mereu în expectativă. Și UDMR-ul mereu a zis, ok, hai să vedem cine iese. După ce vedem cine iese, pentru că de 30 de ani au fost mereu la guvernare. Da? Bravo lor! Asta înseamnă să faci o politică pentru cel pe care îl reprezinți. Da? Că ne convine, că nu ne convine, n-avem decât de învățat. Ar putea coabita după campania asta UDMR-ul, de exemplu, cu PNL-ul? Bineînțeles că ar putea și peste 3 luni de zile trebuie să-i schimbe. Că doar într-o ședință, după propunere, se schimbă viceprimarii sau vicepreședinții de Consiliul Județean. Se aleg dintre consilierii, aleg dintre consilieri și tot ei poate să aleagă pe altcineva. Experiența locală ne spune că UDMR-ul nu prea schimb. Adică eu nu știu, nu mi-amintesc să fie cazuri în care s-au înțeles nu, în general, și dacă merg, schimbat păi, pe da, parcurs la nivel local. Pentru că ei când fac un lucru, îl fac studiat și asumat și pe termen lung. Și vor lua, atunci vor lua decizia și acea va fi decizia pe care se gândesc că o vor putea ține până li se termină mandatul. Pentru că era puțin mai simplu când erau alegerile în iunie și pe urmă toamna târziu spre iarnă alegerile parlamentare. Era acolo un timp în care să se așeze lucrurile și să se pregătească strategiile. Acum sunt așa una după cealaltă, că nici nu bine au terminat o campanie, că trebuie să intre în cealaltă. Nu știu ce vor face, dar vor face ceea ce este bine pentru ei. Dacă am vreo certitudine, de această certitudine o am. Și eu cred că vor alege ca și partener pe cei despre care consideră că poate să-i încurce cel mai mult dacă le sunt, dacă nu le sunt parteneri. Da, pentru județ, să zicem, sau pentru municipiu, cât de important ar fi ca lângă UDMR să vină, de exemplu, PNL, care probabil, la cum arată lucrurile, va guverna și din iarnă, sau să vină PSD-ul, care are, mă rog, să zic, șansele lor de a intra la guvernare sunt vizibil mai mici decât șansele PNL-ului. Și ce mă întrebați, cum ar arăta? Nu, cum ar fi mai bine pentru municipiu, pentru județ? Adică să aibă un UDMR și un partid în opoziție sau un UDMR și un partid la guvernare? Un UDMR și un partid la guvernare. Pentru că un ministru a fondurilor europene sau al sănătății mai ușor îți deschide ușa. Mai exact, ușor, da, mai ușor îți deschide ușa la un coleg de partid decât la un coleg dintr-un alt partid. Nu? Și dacă... Nu știu, să au fost bine cu un vicepreședinte, dar să nu uităm că au stat aproape 3 ani fără niciun vicepreședinte. Și nu au nicio problemă să nu pună al doilea vicepreședinte. Da. Concluzia de la județ, care ar fi? O, predictibil rezultatul. Deși la un moment dat aveau și udemeriștii emoții. Mari. Mai ales pentru județ. Ei au avut emoții și în noaptea în care l-au prezentat pe Gabor ca și câștigător. Când a ieșit Potochi și a spus încă nu putem să ne pronunțăm asupra rezultatului de la județ, suntem în așteptare, dar știm că am câștigat. Da. Atunci le-a mai venit inima la lor când au văzut că au careiul, când au văzut că au satul mare, au văzut numărul de voturi și au știut că așa, pentru că de atâția ani în politică, dar știu fiecare localitate câți locuitori are și câți locuitori din localitatea respectivă votează etnic. Am înțeles că sunt doar anumite secții. Dacă ții din municipiu, da, care secții care au populații imaginea mixte, știi, corect, știi exact. Imaginea exact, da. Deci când stăteam noaptea la raportările paralele, da, abia așteptam să vină secțiile respective. 71, 60 și nu le mai știu după nume, dar erau secțiile reprezentative, care dădeau imaginea, dacă aveai rezultatul de pe cele 5 secții, aveai o imagine cu o marjă de eroare de 5% 5, da, față de da, cum se încheia. Bine,
ne-am lungit mai mult decât am crezut. Vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă că v-ați rupt din timp. Mulțumesc colegilor de la PhotoKing pentru transmisiunea live. Sper că am lămurit cât de cât anumite aspecte. O zi bună, la revedere!